Mai mulți locuitori ai comunei Horia s-au întâlnit cu echipa Roman TV să își expună public problema pe care o au în ceea ce privește furnizarea energiei electrice. Ei susțin că și în urmă cu 2 ani s-au confruntat cu această problemă, însă ulterior, până acum 2 luni, problemele s-ar fi rezolvat. Oamenii spun că din cauza întreruperilor energiei electrice li se strică aparatura electrocasnică, dar și că facturile de la energie electrică cresc de la o lună la alta. Nu-i normal, deci, repet, nu-i normal. La o acțiune civică de genul ăsta, a trebuit să vină măcar jumătate din populația asta. Nu-i normal, deci 2, 3, 4, 10 iși care avea o acțiune cetățească. Cred eu că datorită ultimul 30 de ani, acum este o neîncredere totală. Nimeni nu mai crede că se poate rezolva ceva. Stăm pasiv la multe lucruri. La colț de stradă ne manifestăm. Iar la niște lucruri de genul ăsta, nu venim să ne susținem cauza. Aici iarăși o treabă, nu? Fiecare are probleme. Noi am venit pe fugă la școală, am venit repede, dar să venim aici. Nu-i normal ca lumea să... Noi am făcut o astfel de acțiune acum vreo 2 ani. Atunci am reușit, ne-am strâns vreo 300 de semnături. S-au schimbat niște transformatoare, treaba a început să meargă mai bine, până acum vreo 2 luni. De acum 2 luni a început. Ne-am adresat iarăși lor, au zis, sunt niște copaci la liniile de înaltă care îi afectează, care nu știu ce, am fost în teren, domnul primar, s-au găsit niște plopi care ar fi și n-ar fi, s-au tăiat, dar problemele continuă. De cât frigiderul mi s-a ars? Din cauza acestor șocuri. Păi da. Și ați făcut o sesizare? Eu dacă eram afară, frigiderul a fost mereu în priză. Și ăla o suferit șocuri, dacă am treabă de toamnă și la casă, am treabă de cules, și televizorul nu a fost în priză, de călcat n-am călcat, altceva n-am, mașină de călcat, frigider și televizor. Și sunt singur, nu mai în 7 camere, un bec pe hol și atât. Indiferent la ce furnizor de energie vă veți duce, aceeași instalație. Instalația este aceeași și tot E1 este firma de distribuție. Deci a câștigat licitația și v-am explicat de la început, poate n-ați înțeles. Tot E1 este firma de distribuție. Deci tot ei sunt cei care trebuie să bage bani pe românește și să modernizeze rețeaua. Că vine de la Vaslui, că vine pe mine, nu mă interesează. Banul eu l-am dat. M-ați înțeles? Deci când vine de la Vaslui, de la București, de unde vine, mie când mi-ajunge în contoar, să nu mi se oprească curentul. Asta vrem noi. Da, dar și contorul, de exemplu, unde mama contorul și, de exemplu, se mai face, de exemplu, primăria, domnule, câte case merg pe comuna Horia, atât, asta nu este... mai dă voie, păi are și el creierul respectiv automat că nu mai poate. Scuzați-mă puțin, nu se mai poate. Asta este problema de mentenanța E1-ului și a... Să nu mai putem politică, că ne-am adunat aici. Să se facă ceva pentru oamenii ăștia. Să rezolve problema. Exact. Sunt copii, sunt bătrâni. Nu, nu, bun, este un reprezentant de la Neon să vină primăria să chemi un reprezentant să stăie cu oamenii ăștia care sunt abonați. Nu? Corecii vechi de instalație, transformat. Nu mai pot duce aceeași cantitate de energie. Un reportaj amplu pe tema acestei probleme care persistă, se pare, de ani buni, va fi difuzat după știri.